Agenția Județeană a Finanțelor Publice Călăraș a încheiat procesul de restituire a taxei auto. Persoanele care au depus cereri pentru restituirea fostelor taxe auto plătite, taxă specială de poluare, taxă pentru emisii poluante și timbrul de mediu, au primit banii până la sfârșitul lunii iunie. La nivelul județului Călăraș au fost înregistrate un număr de 11.179 cereri de restituire a taxei auto. Dintre acestea, 11.115 cereri au fost soluționate, iar restul de 64 de cereri sunt în curs de soluționare. Mai multe detalii ne dă directorul Agenției Județene a Finanțelor Publice Călăraș, Nicolae Țifre. Legat de restituirea taxei auto, am aici 11 și vreau să vorbesc pe cifre. Nu că mă cheamă cifre, dar îmi place să vorbesc pe cifre. Pot să vă spun că acțiunea a fost încheiată, chiar domnul în declarațiile sale a ținut ca termenul de 30 iunie să fie termenul limită în care oamenii să primească acești bani, chiar dacă efortul bugetar a fost probabil fantastic la nivel de țară, chiar și la nivel de Călăraș a fost. Deci, ca și sumă, noi am restituit 28.940.276, deci la nivel este suma. Acțiunea a fost încheiată. Mici probleme mai aveam în sensul că banii au plecat. O parte dintre beneficiari, și aici mă refer în special la persoane fizice, n-au mai avut contul pe care l-au menționat în cererea în care se livrăm banii și banii s-au întors. Am procedat la notificarea lor. Suntem în curs. Eu zic că hai să pun un termen, să fim puțin, să nu fim foarte exigenți cu noi. La sfârșitul săptămânii viitoare se încheie absolut toată această acțiune. Oamenii sunt, când au bani de luat, vin, își deschid la cont, plata acestor bani se face numai într-un cont deschis la bancă și e vorba de procedura care depinde numai de omul care beneficiază de acești bani. Deci pot să vă spun că acțiunea a fost încheiată. Am lucrat și sâmbătă și duminica cu personalul și de aici și chiar le mulțumesc colegilor mei că au fost foarte înțelegători și n-au ridicat niciun fel de probleme. Ei au stat și până la ore destul de târziu ca să încheiem această acțiune.